Au început în forță lucrările pe strada Iacopiso din cartierul Vitrometan. Investiția vizează reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare. Proiectul, care a demarat în octombrie anul trecut, va fi gata anul acesta și va include totodată amenajarea trotuarelor, a locurilor de parcare, dar și turnarea de covor asfaltic. Valoarea totală a lucrărilor finanțate de la bugetul local se ridică la aproximativ 640.000 de lei. Odată ce condițiile meteo ne-au permis, am reluat lucrările și pe strada Iacopiso. Dacă anul trecut am efectuat lucrări de modernizare a canalizării pluviale și a modernizării rețelelor de gaz, în acest an cu siguranță vom interveni la refacerea sistemului rutier și nu în ultimul rând la amenajarea parcărilor și a trotuarelor. Apreciez că lucrarea va fi finalizată în vara acestui an. Nu pot decât să-mi cer scuze pentru disconfortul creat, dar sunt convins că în marea lor majoritate oamenii înțeleg că astfel de lucrări majore nu se pot realiza altfel.